Candidatul la Camera Deputaților din partea PSDI susține că complexul energetic Oltenia poate fi salvat. Crețan este de părere că viitorul Gorjului, cât și al României, depinde de oameni și de votul acestora la alegerile parlamentare. Trebuie salvat sistemul energetic național pentru că Gorjul are două termocentrale de mare putere, fără să mai discutăm că din componența lor fac parte și celelalte unități producătoare de energie din Doliș. Și depind de situația energetică a României. Deci sistemul energetic național trebuie salvat pentru faptul că s-a făcut un program care pune în pericol siguranța energetică a României. Deci sunt multe de făcut. În județul Gorj nu s-a adus investitori străini datorită politicului care nu a atras pe acești oameni pentru a face ceva și a creat din nou locuri de muncă. De asemenea, suntem într-o luptă în care nu suntem de acord să demonteze module nucleare în Gorj pe grupurile energetice care vor fi dezafectate de la termocentralele din zonă și, în ultimul rând, nu suntem de acord nici cu producția pe gaze pentru a produce energie, având în vedere că gazul este un produs finit și acest gaz poate să fie folosit în industria farmaceutică, în industria cauciucului și nu e cea mai bună soluție. Crețan își dorește ca în viitor să se producă energie curată în grupurile energetice din cărbune, biomasă și gunoi menajer. Noi am venit cu soluții și cu propuneri concrete. Dorim să producem energie curată în grupurile energetice din cărbune, biomasă și gunoi menajer, care este o mare problemă pentru România, depozitarea gunoilor menajere. Inventatorii români au venit cu soluții pentru a crea 1.500.000 de locuri de muncă pe aceste tehnologii noi de producere energiei electrice nepoluante. Și sunt multe, multe de făcut, pentru că politicul care guvernează România de 35 de ani nu a închis decât mari unități, a distrus întreaga economie națională și a făcut ca mare parte a gorjenii să emigreze în state străine pentru a-și găsi un loc de muncă. Deci la noi este foarte, foarte mult de lucru, suntem o țară destul de bogată și putem să creăm locuri de muncă și continuitatea locurilor de muncă să fie în România și nu în străinătate și să reîncercăm să reclădim România din nou pentru că a fost distrusă de această clifă politică care s-a aflat la guvernare de 35 de ani. Crețan promite gorjenilor că încearcă să salveze colosul energetic și spune că va fi alături, ca întotdeauna, de mineri și energeticieni. La gorjeni mai promit că încerc să salvez sistemul energetic național. Eu la gorjeni le-am oferit multe de-a lungul timpului. În 94, pentru minerii și energie, am dublat salariile. În 97, am dublat salariile. În anul 2021 le-am dat o lege a pensiilor care pe 197 și legea 74 fiind inițiativa mea de la început care ne-a dus să demonstrăm în piața prefecturii 2 ani de zile. Deci s-au dublat salariile, pensiile la majoritatea pensionară care a fost în minerii și energie, peste 100.000 de oameni care au fost în sistem de la angajere din anii lui Ceaușescu au primit grupe de muncă, grupe speciale. Am fost într-o luptă permanentă pentru gorjeni. Eu zic că trebuie să gândească nu să mă voteze pe mine, dar să voteze alți oameni, pentru că aceia care au fost la guvernare au dus România într-o situație fără ieșire. Constantin Crețan candidează la Camera Deputaților din partea PSDI. Pe perioada alegerilor parlamentare, Crețan s-a autosuspendat din funcția de președinte al FNME.